2017 se pare că este un an favorabil pentru agricultorii din sudul Republicii Moldova. Fermierii spun că munca depusă va da rezultate bune, întrucât lanurile de grâu și orz sunt pline de roade. Producătorii au speranța că vor avea câștiguri în 2017, astfel că pierderile din ultimii 2 ani vor fi în sfârșit acoperite. Lanurile de grâu și orz din raionul Cahul sunt pline de roade în acest an. Fermierii privesc cu bucurie rezultatul muncilor și speră că în sfârșit vor avea un an mai bun. Avem și plantații multianuale și culturi fitotehnice, și grâu, și orz, și rapiță, porumb, floare soarelui, dar avem și struguri de masă, struguri tehnici, cireși, mere, pere. În pofida, să zicem, secetei de an trecut, totuși culturile fitotehnice și-au revenit și sperăm la o recoltă cât de cât satisfăcătoare. Până la moment, culturile, grânile, orzul e gata de recoltat, mâine sau, da, săptămâna, sfârșitul săptămâni începem să intrăm cu combina. Roada se vede frumușică, dar să vedem la recoltat. Grâu și treticale încă se verzi, cum nu-s gata încă. Răsărita, ia ca săptămâna asta îți dă în floare, o partidă care am semănat-o mai devreme, altă partidă care a fost după ninsoare semănată, tot e până la brâu, popșoiul, tot e frumos. Producătorii spun însă că prețurile se așteaptă a fi mici, iar acest lucru i-a cam descurajat pe agricultorii moldoveni. Din păcate, întotdeauna cu prețurile suntem în discordanță, dar, mă rog, cred că o să reușim. Practic, din start, se anunță niște prețuri cu mult mai ieftine ca în trecut, mai mici ca în trecut. Produce mai mult. Practic, la rapiță, cu un leu mai puțin, și corespunzător și la celelalte culturi. Încă s-au anunțat din start, încă nu avem concrete contracte. Vindem pe piața moldovenească, vindem la semințe și restul îi exportăm peste cotare. O să vină momentul mai aproape de recoltare, cred că o să apară oferte cu prețuri. Nu, la grup încă 2,50 propun. Asta e un preț așa relativ nu mare. Anul trecut, dacă eu am vândut grâu cu 2,75 și am avut o roadă din jur la 6 tone, anul ăsta poate fi tot așa, dar prețul e mai jos. Rapița anul trecut 7,50, anul ăsta 6,80, 6,70 propun. Prețuri de joase. Tot depinde într-o oarecare măsură de piața externă. Nu, totodată depinde și după rămpătorii locali care sunt a noștri. Agricultorul Adrian Istrație susține că anul trecut a investit 9.000 de lei la un singur hectar de grâu. Noi cam lucrăm 4 ani de zile ca să luăm un preț bun. Asta cum iese? De exemplu, la mine rotația merge 4 ani de zile. Merge grâu, păpșoi după asta, iar merge orz, după orz punem răsărită. Luăm preț bun numai la răsărită. Anul trecut roada a fost la grâne, în jurul de la 5 tone, prețul a fost 2,20, 2,40, plus numai 10 bani costă transport să-l ducem la elevator și încă 10 bani scoate că elevatorul prânește. Cu grânile anul trecut am ieșit la 50-50, la cât cheltuieli atâta și grâu. Cu răsărit au fost foarte bine, am avut unii am luat și 3 toane 400 și au fost și 2 200. Pe mediu s-au luat 2770. Foarte bine și au fost un preț de la 6,30 până la 7,20 care am luat eu. Poate au fost și mai mult, depinde cum îl ținem și perioada de vânzare. Cu porumbul, anul trecut a fost puțin, în câștig puțin. El, da, nu trebuie să investești atât mult la porumb, dar problema e cu umiditatea. Că umiditatea mult scoate la elevată. Fermierii din raionul Cahul spun că intemperiile din aprilie le-au provocat pierderi la capitolul producției de fructe. Practic nu avem niciun măr și niciun prăsar, nici o păr. Cireșii tot au suferit, dar nu așa de tare. Am primit o recoltă cât de cât satisfăcătoare. Struguri de masă arată deocamdată bine, struguri tehnici la fel, adică sperăm să recoltăm ceea ce ne-a dat Dumnezeu și sperăm să reușim. Agricultorii din raionul Cahul totuși speră că vor reuși să vândă producția la un preț bun în toamnă. În caz contrar, menționează că vor depozita cerealele și vor aștepta momentul potrivit pentru vânzare.